DICOT și polițiștii de frontieră au destructurat un grup infracțional format din cetățeni români și afgani, profilat pe trafic de migranți plecați din țări precum India, Pakistan și Bangladesh. Conform mesajul.ro, oamenii plăteau între 3.500 și 5.000 de euro pentru a ajunge în Europa și își riscau viața fiind transportați între boxuri de polistiren, caserole și alte mase plastice între sau în frigidere și sicrie. Anchetatorii au stabilit faptul că de la sfârșitul anului trecut, cetățenii români și afgani au înființat un grup infracțional organizat, profilat trafic de migranți, activitatea acestuia derulându-se până în prezent. Migranții erau preluați din București și duși spre granița de vest a țării. Astfel, persoane provenind din țări precum India, Pakistan și Bangladesh erau racolate pentru a fi transportate ilegal în Europa. Oamenii plăteau mii de euro și își riscau viața fiind transportați în condiții dificile în autotrenuri, remorci și autoutilitare, care erau proprietatea membrilor grupului infracțional organizat sau care erau utilizate de societățile comerciale controlate de membrii grupului, firme care aveau ca principal obiect de activitate transportul rutier de mărfuri. Migranții erau ascunși printre mărfuri respectiv între boxuri de polistiren, caserole și alte mase plastice, între sau în frigidere și sicrie. În cazul unora dintre transporturi, viața migranților a fost pusă în pericol din cauza condițiilor de transport, spații închise ermetic în care se respiră cu dificultate, între mărfuri voluminoase. În această modalitate, sub pretextul efectuării unor transporturi de marfă, având ca destinație state din spațiul Schengen, au fost organizate, coordonate și efectuate mai multe transporturi de migranți în scopul trecerii frauduloase a frontierei de vest a României. Pentru fiecare migrant, membrii grupului infracțional organizat au pretins și primit între 3.500 de euro și 5.000 de euro, se arată în comunicatul DICOT, relatează mesajul.ro.